Vreau să-mi fac o tradiție să vă fac să înțelegeți că dacă sunt îmbrăcat vreodată elegant sau la costum sau la cămașă sau ceva de genul ăsta, treaba e serioasă. Adică nu ne mai jucăm. Nici eu nu mă cred, dar voi. Așa e, astăzi o să facem bully câtorva persoane, wow! Dacă ar fi după YouTube să judece genul ăsta de clip, da, fac bully. Dacă ar fi să judecăm după conținutul real care o să se întâmple la videoclipul ăsta, e un clip în care comentez desenele făcute de oameni publici din România. V-am rugat pe Instagram, în caz că nu merge să mă urmăriți, arond.micu.mihai, să-mi trimiteți câteva desene făcute de oameni celebri. Fie cântăreți, muzicieni, actori, în special youtuberi, am primit de la foarte mulți youtuberi, desene la care să mă uit și să-mi dau o părere. Dacă nu știi cine sunt și de ce îmi place mie să-mi dau cu părerea, eu sunt Nicu Mihai, sunt artist grafic, desenez de peste 16 ani sau ceva de genul ăsta, îmi place tot ce înseamnă artă, iar în ultimii 5, 6, 7 ani poate m-am specializat pe desen digital, am lucrat pentru lume logo-uri, portrete, ilustrații și orice ține de artă grafică. Așa că, ca să nu mai zăbovim, hai să dăm drumul la clip. Mă ia așa un pic ciudat că mă gândesc că ce s-ar putea să zică aia că m-am luat de ei sau să se supere vreunul, sper că nu e cazul de așa ceva. Vreau să fim conștienți că aproape nimeni din cei la care o să ne uităm astăzi, aproape nimeni, nu are specializare de artist. Mai face și altceva pe lângă, așa că e normal să aibă niște desene rele și o să mă iau de ei. Așa că prima victimă pe ziua de astăzi, Sneak! Desenele mele de la grădiniță. Clipul e postat în 2017 și presupun că o să ne uităm cu Sneak la desenele lui de la grădiniță. Dacă vă plac clownii, avem aici unul și avem și un desen. Are un umor ciudat băiatul ăsta, felul în care aruncă glumele uneori. Uai de mine. Deci am pus și ora la care l-am făcut, mă înțelegi? 24. Foarte bine să te semnezi, să te semnezi pe desene mereu. Și nu știu ce însemna chestia asta. Știu că l-am avut pe perete, știu că l-aveam aici prins. Pare că eram între a 5-a și da, încercam să fac eu tehnică de asta. Clasa 5-a, știu cum e, niciunul desenam bine în clasa 5-a, doamne, era oribil. 23 de minute mai târziu am încercat eu să fac... 23 de minute, bă! Cel mai amuzant lucru e că scria ora pe ele, nu doar data. 25 de minute mai târziu aceeași zi. Da, eram în clasa 5 acolo și aici, frate, te-am făcut mare de asta cu... Ăla e un porc cumva... Din Angry Birds, din interiorul speritoarei de ciori. Și mă rog, n-are niciun sens desenul ăsta, nu știu, era... Chiar că n-are. Eu nu e rău. Față de ce am văzut înainte ăla cu Angry Birds, hai de capul meu. Păi uite, nu e atât de rău. M-au luat colegii mei că mamă ce fain e. O problemă pe care o văd în desenele lui, în special în ăsta ultimul, e că are conturul făcut cu creionul și nu cred că ar trebui să faci niciodată conturul unui desen color cu creionul. O să pară foarte low contrast, dar așa ca proporții e acceptabil, pot să vezi că sunt personajele alea. Oricum, având în vedere că Finn și Jake sunt niște personaje destul de... Cred că pot fi scuzate niște proporții din astea mai dubioase. După, pe spate avem un peisaj Full HD 4K. Da, asta e mare tsunami cu apus, știi, adică care vine peste val, știi, adică valul n-a era, mă, și stele de astea de mare puse toate așa față în față. Cred că aici era Vezuviu cum exploda, după cum vezi. Fai de viața mea, ferească sfântul, erupe Vezuviu. Să termină Pompeiul. Bă, ce e acolo? E o rață moartă. Nu înțeleg, bă, Sneak, ce ai făcut? Încerca să-i fac umbră la cioară, la porumbel, la ăsta, albatrusul ăsta. Deci clasa 5-a 2012, Peneș Curcanu. Nu-mi dau seama dacă acolo l-ai făcut gravid sau dacă are apendicită. Mă rog, clasa 5-a, ok, bine. Nu o să te critic, nu o să te critic foarte tare. Mai departe avem niște clipuri de la Cocos Cristina, Cocos, nu știu exact. Ia uite, mă desenează Pokémon Challenge. Asta e. M-am trezit cu un caz grav de amnezie în mijlocul pustietății. A, să înțeleg că e reclamă la Detective Pikachu, super. Nu mai trebuie să mă convingeți. Băi, am o problemă că eu nu înțeleg exact. Eu am crezut că eu o să deseneze fără să vadă Pokémonii, ceva din challenge, să deseneze după nume. Mă rog, dar desenează după poză, parcă desenează după pozele alea extrem de realiste. El desenează un Jigglypuff, el desenează un... Ce dum... Bă, Psyduck acolo nu e ok. Nu e ok. Ăsta din dreapta ca asta din dreapta. Văd că folosesc și niște marcare destul de ok. Poate să fie cumva moi, poți să faci umbre cu ele. Ai, bă, ce se întâmplă cu mâna aia, cu mâinile? Ce la șapca face mâna? Da, e cute. Imaginați-vă așa, dormiți noaptea, visați, aveți paralizie în somn și ăsta e demonul de lângă patul vostru.
ce faceți. Bineînțeles, Bogdan Techeș a fost menționat de foarte multe ori. Știu că Bogdan mai desenează, am și eu un clip cu el în care desenăm, adică mai mult el are un clip în care desenează cu mine. Însă în clipul ăsta o să ne uităm la câteva desene de ale lui. Se pare că vrea să împartă arta lui cu noi. E o vulpe. O vulpe albastră, mă. O vulpe albastră și cineva i-a dat cu un topor. Exact. Nu, eu n-am ce să mai comentez. Da, bă, dar îmi place paleta de culori. Mulțumesc. Da! Ăla era el. Scuze, semănai stupid de mult cu The Real Red. Nu vă supărați pe mine, niciunul din voi doi. Da, serios, mă. Bă. Îmi place paleta de culori. Mulțumesc, mulțumesc. El a cumpărat-o. După care mai avem această operă de artă. Dacă te uiți atent, uite ce frumos am făcut. Băi, de viața mea. Nu ai făcut nicio reflexie, e un cerc aiure acolo care... Normal, sursa mea de inspirație a fost asta. Nici o diferență, așa-i? A, păi... Chiar nu e nicio diferență. Am pus și de la mine. Vezi, femeia mea... Femeia asta... Femeia mea are și flori și soare. Femeia ta are părul electrizat. S-a frecat așa vreo două ore cu papucii de covor. Și după aia a luat foc soarele lângă ea. Și ultimul este Max, chiar câinele meu. Ce râs, mă. Bă, nu e... Nu-i foarte rău, nu-mi place culoarea. Nu cred că câinele era așa vișiniu. E un maro foarte roșiatic. Proporțiile sunt ok. Felul în care ai pus culoarea nu-i tocmai ok. Îmi place așa că e super cu puncte albe. Da, da, dar așa e modelul. Da. Așa e și mai el. V-am zis că nu-i vișiniu. Acum urmează un om tare drag comunității online. Stresul. Cațești. 3 secunde am dat drumul la clip să meargă în fundal. Mâncați așa. Ia uite-l pe stresul. Ia uite-l pe stresul. N-am nimerit culorile, deci eram daltonist de mic. Asta este, aici mi-a pus X. Ca mine. Suprapunerea aia de albastru cu galben acolo nu era. Astea sunt alea de le fac copiii cu sindromul Down. Nu puiul meu, de analfabet cu două clase ce ești. Asta te predă la desen în general. Și asta lecția de astăzi. Rog V-A-I-V. Rog V-A-V-I. Rog V-A-I-V. Se poate pronunța într-un cuvânt. Vine de la roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo și violet. Deci culorile rog V-A-V-I. Rog V-A-I-V. Mamă, dăm niște desene. Ia idei, capul. Asta-i desen de la deserboare de clasa a doua. Vreau, mă înscriu, îl vreau semnat. Fișă tehnologică la o lingură de lemn să moară. Foaie, numai lingură de lemn nu e. Și tata e din mormânt le făcea mai bine? Era frică că s-ar supăra dacă ar vedea că comentez la ele și că râd de ele. Dar el face mai mult mișto de ele decât fac eu. Mama, a desenat. Ceva celule, ce sunt alea? E uglena verde ăla. E uglena, nu, este uglene. Deci fișa tehnologică, denumirea produsului. Față de masă. Vai, de capul meu, e o textură de față de masă, nu cred. Fiecare de asta de poluare. De capul meu. Că eram creier, mâncava și... Bă, creier. 10 ani, ești nebun. Tot creierul. Aici s-a vărsat tot creierul pe desenul ăsta, cred că. Ăsta se numește blestem de iarnă. Peisaj de iarnă. 3, nu vezi? Peisaj de iarnă. Denumire. Blestem de iarnă. E 11, nota 4. Nu e nota 4. Asta e data, uite, 4 a 12, asta e data, aia, nota era da, de... Da, data, cum să nu, dacă ai făcut pentru ora de desen, fix data e aia pe desen. Ah, Batman! Mânca vașii voastră, când vreodată cu... Bă, îmi place, îl vreau în rămat, ăsta îl vreau la cap noaptea când dorm, pe Batman. Logo-ul ăla, uite capul meu. Îmi place, mă, îmi place cum râde de face mișto de desenele lui. Mickey Mouse. Bă, da. Mamă, ce daltonist era, mă. Nu mai pot, mamă. Nu știu ce ar fi putut să vadă în loc de rozul ăla. Și ochii sunt albaștri înăuntru. Pielea galbenă zici care e hepatită. Mamă, Popeii. Ce cu Popeii? Ai de capul meu. Mamă, deci... Mamă, să mă bată tata. Bă, da. Asta voiam să văd. Max și altele, ce crezi că am desenat în imagine? Se joacă Quick Draw, jocul a pus la dispoziție de la Google.
Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod, puțin mai special decât de obicei. Puțin mai special, cu nimic altceva special, doar puțin mai special. Sunt eu la desen, pentru că într-o lume din asta în care toată lumea are un talent, trebuie să-mi descoper și eu talentul meu, nu? O ceașcă. Bă, nu e greu să faci o ceașcă, am 20 de secunde, deci cred că e suficient timp. I see necklace. Or watermelon. Oh, wait, no, it's cup. Acum trebuie să fac o casă, bun. Bă, eu știu. Bun, sunt curios cum o să fac. Eram sigur că o să facă casa asta pătrată cu două geamuri și cu triunghi deasupra. Or passport. Îi face și ușa, nu? Îi face și ușa! Trombon. E foarte greu să fac așa ceva. Adică, cred că e instrumentul ăla muzical. Nici nu știu dacă e la ce mă gândesc eu, dar... Mă rog, hai să încercăm. Stai. I see circle. Or microphone. Or shoe. Aici are o grămadă de chestii. I see yoga. Or airplane. Ghicește, mă. Or car. Or wristwatch. Nu. Or spider. I see mouth yelling. Bă, or hedgehog. Nu știu să fac, nu știu să fac așa ceva. Ci că Yurik. Nu e elicopter. Nu. Or scorpion. Nu e scorpion. I see dragon. Pac, pac. I see line. Pac, or pac. Canoe. Oh, wait, no, it's toothbrush. Mamă, frate, sunt prea bun. Nici pe aproape, nu pot. Vreau să văd desene reale. Pua, era să uit, mi-ați trimis toți. Deci toți mi-ați trimis clipul lui Codrin Bradea în care desenează legionari în paint. Na, bună ziua, mai bun și bine v-am găsit la un nou episod de Sâmbăta cu Satana. Este o altă sâmbătă. Sâmbăta cu Satana. Sâmbăta, mă. Sâmbăta. N-a mai fost o sâmbătă de atâta vreme. Codrin, pune sâmbăta. Chestii care nu merită să existe la el pe ecran. Presupun că și-a pus acolo și canalul. Dragoș Georgian. Nume Dragoș. Poreclă Bărci. Ce fel de poreclă e asta, Bărci? Visul meu în viață e să fiu tractor. Dacă nu reușesc, vreau să fiu siren. Domnule Dragoș. Cât de relevant e. Chiar și acum clipul cu siren. Domnul Dragoș și Bărci. Așa. O să te desenez astăzi fără frică, stai. E frică. Mie mi-e frică dacă tu n-ai frică, Codrin. Cât de mult am desenat în viața mea, pot spune că profilul feței îl pot face într-un timp destul de rapid, da? Cred că începe să capete de păr acolo. O să șterg absolut tot. Ceva nu e bine. Foi, nu cu nările alea, nu. E ok, nu e ok. Zici că e un dinte care iese din nas. Nu fi ironic. Așa mai zâmbitoare, mai de Joker puțin. Zici că plânge la mine. Știi că e destul de bine. Are și gropițe în obraj. Oh, vai, ce nebunește fetele domnul Dragoș. Mamă, culoarea a luat-o direct de pe fața lui, așa-i? A luat-o de pe fața lui. Fuai de cap. Pământului, Dragoș, omul pământului este aici. Dragoș, omul rășină. Ești un omul rășină. Deci exact asta se întâmplă dacă e culoarea de pe desen, de pe poză, pardon. Nu o să fie niciodată o nuanță bună de piele în poze, decât dacă poza e făcută în condiții foarte bune. Și cum clipul e de acum 4 ani și nu mă aștept ca camerele de atunci să fi făcut o treabă prea bună, fiind din pădure înconjurat de tot verdele ăla și fiind un pic așa întunecată poza, culoarea de piele s-a transformat în asta. Și de-aia arată așa. Cu un ochi nu-i colorat. Fai de cap meu, ăsta e o perdeară rară. Și mi se pare mie sau este o pictură senzațională, oameni buni. O, Doamne, cât de bine seamănă. Nume, super. Avem aici un slap squatter perfect. Ai de cap. Să spui că desenează cu totul. Pentru mine o să încep atunci cu tot cu mâini și picioare. Posteriorul lui. Așa, de aici urmează un picior, urmat de o mână. O mână care nu e de cap meu. Ce fai, de pe unde se duce, mă? Și un picior. Aoleu, arată. Arată ca tipii aia care își trage așa hanoracul cu totul peste picioare și umblă așa ca un fel de struz din ăla dubios. Urmărind acest episod, cred că v-ați dat seama că nu știu să desenez nimic. Ai de cap. Și nu e singura lui operă de artă. Bineînțeles, avem aceste opere de artă, niște clipuri animate de la Codrin. Cred că de sine stătătoare, nu știu dacă fac parte din vreo serie. Clipul se cheamă La Restaurant. Ba, parcă era mai fain pe aici data trecută. Da. Arată, zici că o da faliment. Da. Dar chiar o da faliment sau ce? Da. Și atunci mai deschis. Salut, băiețe. Fai, acum arată. Și perspectiva aia și cum a venit ăsta de jos așa care n-are nicio treabă. Și alea de lemn de pe margini stânga-dreapta. Ia uite satelitul cu Ungaria. Da, și paharele sunt flipuite. Acolo zic că e egal MC pătrat. Și dincolo e totul invers. E 3 egal Z pe... Îmi place cum arată fața aia de acolo din colț. Fai. Pizza mai aveți? Nu mai avem. Cafea? Nu mai avem. Orice suc în paharele astea atunci? Nu mai avem. Dar ce mai aveți atunci? Nu mai avem. Vă aduc pâine cu zahăr. Bine, atunci pâine cu zahăr. Două vă rog și mie. Nu mai avem.
bă, Codrine, dovada că art style-ul unui joc sau unei animații nu e important deloc. Important e cu adevărat conținutul. Păi, ca să nu mai zic de astea cu Gringam. Pu, Gringam. Cât e ceasul? A, da. Nu am ceas. Păi, hai de cât e ceasul? Cât e ceasul? Cât e ceasul? Cât e ceasul? Aici nu pot să întreb cât e ceasul pentru... Bă, da. Bă, da, îmi place. Așa cum arată, îmi place pentru că e foarte amuzant. Dacă ar arăta bine, n-ar mai avea farmec. A, da, și Eli și Five Ying, da, bineînțeles. N-aveam cum să nu dăm de ei. Salut, eu sunt Sherry și bine v-am găsit la un nou clip educațional alături de Five Ying. O care mor de frig, ajutor! Da, deci pentru de ce țipă? Ei își dau seama că gen există niște microfoane care au un fel de amplificare după ce intră în cameră ca să se audă mai tare, adică nu trebuie să țipe în ele. Am scris direcțiile cu YouTuberi, o să încercăm să-l desenăm și ceilalți doi trebuie să răcească YouTuberul după desen. Mi-e frică, mi-e super frică de treaba asta. Follow pe Instagram. Follow pe Insta. Și voi vă puteți lua tricouri sau hanorace. Arată cam așa, că aici în stânga nu mai știu să vorbesc. Sau link în descriere. Sunteți pregătiți, băieți? Nu, no, mi-e frig. Mi-e frică. Vai de capul meu, e stângaci. Ce? Doi stickmen. What? De munt. Muntenii. Muntenii. Da. Muntenii, că munte în spate. Bravo. Bă, eu chiar mă așteptam la ceva ok. Ceva la care chiar să pot să comentez. Nu e ok, mă. Nu e bine. Nu e, bă, nu e. Ce e, mă, asta? Ce, bă, băiți? Nici măcar nu încearcă. Să mă lase în pace. Nu e ok. Nu. Nu. Mi s-a atras atenția că Tudor Chirilă are un desen postat pe pagină care arată cam așa. Da! Mamă, și de anul trecut e din 2020, credeam că mai vechi. Măi, Tudor, înțeleg că e tot un fel de reacție la pandemie, e interpretarea lui pentru cum a arătat virusul sau ceva de genul ăsta? Ce tacuri are aici? Portrait photography, super! M-aș lua mult mai tare de desenul ăsta, dar are ceva artistic așa, nu știu, care îmi place. De, bine, e destul de rău. Și chiar și Bianca Dam e un pic în vizorul nostru un desen din 2014, un desen cu caragiale, care e un desen foarte bun. Având în vedere că e făcut cu pixul pe foaie dictando, nu-i rău deloc. Caragiale, nu? Sper să nu fiu prost. De oricum sunt. Bă, da, bă, arată bine. Aș fi făcut un pic ochelarii mai mari, depinde de unde te-ai luat tu după caragiale. Uite, în mod normal se văd un pic mai bine ochelarii. Atine-ți mai, așa, un pic mai... Semnat cu tequila. Bun, bun, surprinzător de bun. Nu m-am așteptat. Cineva m-a îndemnat la clipul ăsta de la Creative Monkeys cu momente de pe livestream-ul lor, pentru că la un moment dat Codin începe să deseneze niște țestoase, am înțeles, sau o țestoasă în mai multe moduri. Cerca să desenați o țestoasă în diverse modalități. Bă, de Codin și de Creative Monkeys n-am ce să zic, ok? Din punct de vedere artistic, rup absolut orice. Codin e un artist desăvârșit. Îmi pare rău că el nu pune mai mult efort în chestia asta, pentru că adevărul e că ar putea să creeze content mult, mult mai mult bazat pe artă sau pe vizual, pe grafică, pe animație sau chestii de genul ăsta. Știu că se fac greu, nu trebuie să spuneți mie, dar mi-ar plăcea să-l văd desenând mai mult. Și Ramu desenează foarte mult, eu am interacționat cu ei, am vorbit despre desene. Are un vibe, are omul ăsta, tai de capul meu. Personajele lui mereu mi s-au părut că au foarte multă dinamică, sunt foarte, nu știu cum, au un stil aparte. Se vede că-s făcute de el, se vede că știe ce face. Îți curioși ce fel de testa să mai face? E super, e testasă tort! Cât e de drăguț! Da, testasă fricită! Aici de desubt! Jesus Christ! Testasă fricită! Dar dacă vreți, într-o zi, putem să avem și... testasă foarte departe! Testasă muscă! Testoasa explodată. Testoasa terorist. Testoasa nu mai e. Anca Broască se pare că are un clip de acum 3 ani în care arată desenele ei vechi. Se cheamă chiar desenele mele vechi. 600 de mii de vizualizări. Bă, trebuie să fie ceva. Hello, bun. Eu sunt Anca și sunt eu cu blujiță, cu buricul gol și cu două codițe ca nepopa de piatră. Și așa... Că nepopa de... În ce? Două codițe ca nepopa de piatră. Nepopa de piatră. El e domnul Mozart cu capul uriaș și corpul minuscul și o coadă foarte flawless, aș fi geloasă pe el. M-am semnat cu contul meu de High Five, nu cred! Pe care l-a copar acum ca să nu vă uitați vreodată la el. Pentru pozele mele de pe High Five aveți o... Aproape
Nu se vede. Asta e ceva pisică într-o stare foarte interesantă și aici... Într-o stare acută de ebrietate. Aici puteți observa niște patinatori care își... Asta nu e atât de rău. Nu e atât de rău. E ok, îmi plac foarte mult culorile. Faptul că a făcut pielea aia galbenă, în timp ce hainele sunt mov și are un pic de broșu din ăsta vișiniu în spate... Frumos, foarte frumos. Natură statică eșuată numărul 1. Natură statică eșuată numărul 2. Asta e eșuată. Natură statică eșuată numărul 3. Nu e atât de rea. Îmi place că e colorată. Verdele ăla e frumos cu galben și contrastează fain și cu roșul ăla din spate. Natură statică eșuată numărul 4. Alea neeșuate pe holuri în fostele mele școli. N-am da, 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 da. Nu v-am zis niciodată de asta. Nu lăsați desenele voastre la ora de desen profesorilor. O să le folosească să decoreze locuri pe care voi nu le vreți decorate. Cum ar fi holul școlii, mi-a zis odată o profesoară că a, că îți pun eu desenul nu știu unde. Nu l-am mai văzut desenul ăla nici până ziua de astăzi. Așa frumos era calul ăla desenat. Nu mai am desenul ăla nici până acum. Nu le dați desenele și profesor, dacă vedeți asta, nu mai cereți, nu mai fiți nesimțiți. Făceți-vă desenele, cumpărați desenele dacă vreți să le expuneți undeva. Băi, ok, e super ok, uite, observa aici în spate, mă rog, aici în față de fapt. Rața aia e super bine proporționată. Iepurele arată destul de bine. Calul ăla... Să vreau să nu vorbim despre calul ăla. Nu e așa rău, îmi place blana de pe iepure, arată destul de ok. Era bine să am poze cu vedetele mele preferate în albumele mele. Crezi că era desen, mamă, ce m-am panicat așa un pic, am zis, mamă, ce s-a întâmplat Elena între timp? Am și eu niște desene mai vechi. Vreți să fac clip în care ne uităm la desenele mele vechi? Am foarte multe portrete și alea nu sunt cele mai vechi desene, sunt numai niște portrete cu tot felul de vedete. Spuneți dacă vreți să fac un clip de genul ăsta. Trochiuri despre care nu vă pasă. Oh, bam, pasă, dăm schițe, vreau să vă schițe. Bă, eram printre a șasea când l-am făcut. Are niște buze foarte tunate. Asta... Îmi imaginez cum iese nitros din buze. Și aici este un început de Harry de la One Direction. Bă, 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 ăsta e bun, ăsta presupun că e ceva mai târzior, adică nu e chiar la început de tot. Pare bine proporționat, văd niște umbre acolo, arată ok, chiar e ok. Ăsta nu mai e ok. Și ăsta e din nou, ăsta e din nou bine. Ce se întâmplă, Anca? De ce ai atâta discrepanță între desenele tale? Pentru că tehnica mea se îmbunătățise între timp. Și un Harry, și o Taylor Swift, și prințesa Diana, care n-are gene. Și o Selena Gomez, care bine, asta e puțin mai vechiuță și mai... Încep să prindă formă, ce s-a... creepy, care... Foai de capul meu! Ce s-a întâmplat? De ce nu mai desenează? Care e faza? Uite ce bine arată desenele mai târziu. Și o Taylor Swift desenată în urmă cu 2 ani. E color! Ultima mea pictură serioasă, ba nu. E super, Banca, bravo, chiar mi se pare. Nu m-am așteptat, nu m-am așteptat să văd asta în clipul ăsta. Asta e un desen cu Dr. Who, la care știu că am stat zile și nopți ca să fie totul absolut perfect, să fie în detaliu și umbrele și luminile și toate. Super bun! Eu nu m-am uitat înainte la niciunul din clipurile pe care le-am prezentat astăzi. Excepție, cred că sunt vreo două clipuri pe care le văzusem eu la perioada în care au fost postate. În rest, nu știam despre ce e vorba, dar știu bine despre ce e vorba legat de membrii canalului meu. Robert, Luca, Pandicon Zombie, Mihai, dar și membrii ceilalți care rulează chiar aici lângă mine, vă mulțumesc din suflet pentru susținerea voastră. Vă îndemn ca de obicei să mergeți pe Instagram să mă urmăriți, @micupumihai. Eu consider că n-am făcut mișto de nimeni în clipul ăsta, nu vreau să se supere niciunul din cei menționați în clip, așa că, da, nu vă supărați pe mine. În orice caz, pentru moment, cam atât de aici, eu am fost Micu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!